tocmai am plecat din Arizona și avem de sărbătut cam, nu știu, 550 de kilometri. Intrăm acum în California. Priviți, acesta este punctul de intrare în California. Tocmai am oprit să alimentăm mașina, să mai punem niște benzină. Uitați câte tancuri, câte șenilate. Foarte interesant. Suntem aproape de LA și am alimentat mașina, iar prețul galonului este de 3,9 dolari. Atenție, aproape cu un dolar, chiar cu un dolar mai scump decât în zona Arizona sau Nevada. Sau Nevada, da. Wow. Cresc cheltuielile. Haha, suntem happy. No. Chiar și temperatura a scăzut mult față de Arizona. Welcome to California. Să vedem cum va fi California. Auziți și melodie românească la radio. Mai cu pulici. Furici, da. Da, bate vântul foarte, foarte tare și când mergi pe drum. Așa simți mașina. Se mișcă mașina, barcă. Da. Deci că-s turbulențe în avion. California ar trebui să fie cald în perioada asta. Nu știu, sunt 53 de grade Fahrenheit. Se resimt, cred că, 7. Da? Ups. Mergem înapoi în Arizona? Da. Da, în surprise acolo, e frumos. Da. Pe lângă orășelul Palm Springs, care e văzut ca o oază de liniște, ca o oază de retragere. E un orășel foarte cochet, noi am fost acum 2 ani și vezi așa, alei întregi de palmieri. E ușor deșertică vegetația, e foarte, foarte frumos, din păcate timpul nu ne permite să trecem acum prin acest orășel. Încă o treabă interesantă, pe ultima bandă unde vedeți acest rom, circulă doar mașinile în care sunt două persoane, minim două persoane. Foarte tare, deoarece uitați, vă arată Andreea câte benzi sunt, 1, 2, 3, 4, iar celelalte sunt pline, asta cu două persoane e mai goală. Ideea este că mașinile care au un singur pasager stau la o coadă destul de mare, adică se întind cozile pe câțiva kilometri, iar banda aceasta pe care ne aflăm noi merge foarte bine. E 481 de dolari amenda dacă ești singur în mașină și te bagi pe această bandă. Am mai aflat de la un prieten faptul că americanii vor să venteze această lege și mai pun un manechin pe locul din dreapta. Dar sunt prinși, mulți dintre ei sunt prinși, mulți toți, în funcție dacă polițiștii își dau seama sau nu că e vorba de un manechin și nu de o persoană reală. O să vă arate Andreea acum ce înseamnă traficul roșu pe Google Maps la americani. Ia filmează Andreea. La noi pur și simplu știu că se stă. Aici se circulă în coloană, într-adevăr. Se circulă în coloană, într-adevăr. Nu e ca în România, eu știu când e roșu, e nasol. Totul e blocat, nu te poți mișca. De 32 de dolari am pus benzină din Phoenix, Arizona, până în LA. Câți kilometri sunt? Aproximativ am făcut 650 de kilometri. Până în momentul de față, se pare foarte ieftin. Și am făcut în jur de cât 5 ore. Am ajuns în LA, gata, mai avem un kilometru până la cazare. Chiar a fost un drum super fain, mi-a plăcut mult. Nu, sincer nu. E mult mai obositor în România, îmi pare rău că mă plâng, dar ăsta e adevărul, știți prea bine. Mult mai obositor drumul dintre București și Suceava, pentru că l-am făcut de sute de ori și eram terminat pur și simplu când ajungeam acasă. Și de multe ori conduceam fără să opresc. Dar aici s-a mers constant, cu viteză destul de mare, cam, să spunem, kilometri, cam 120 de km pe oră. Adică nu treci prin nicio localitate, e drumul drept, ai autostradă directă din I-10, din Phoenix până în LA. Jos pălăria pentru infrastructura de aici, next level.
Am ajuns în LA și așa arată cazarea noastră. Practic avem o cameră închiriată aici și a fost o adevărată aventură să deschidem ușa aceasta de la intrare. Așa arată livingul. Sincer, nu am văzut-o până acum. Trebuie să mă descalț, altfel voi plăti o amendă de $10, scrie în regulile casei. Ok, aici e bucătăria. Super arată, e foarte curat. Do not take other. Ok, zice să nu luăm mâncare altuia. Avem frigider. Avem și o masă. Super, avem și mașină de spălat și mașină de uscat rufe. Și e important că am unde să-mi fac cafeaua. Asta e cel mai important. Și hai să vedem care e camera noastră. Și am găsit camera. Aceasta e. Arată bine. Vedere la piscină. Da, e super basic. Adică nu ai nevoie de mai mult. Și e curat. Baia, cred. Sunt două băi. Oh, ce bine arată. Foarte tare, curat. Hello. Și miroase foarte, foarte bine. Bună dimineața la Moș Ajun. Treia. Neața. Uitați cum arată cartierul în care stăm noi aici, în Los Angeles. Foarte liniștit. Ne place mult. Iar acum să vă duc într-un loc care pe mine m-a cucerit. Chiar dacă nu e foarte îngrijit, arată într-un mare fel. Haideți să trecem de această poartă. Aici se află curtea casei în care locuim noi. Timp de mai bine de o săptămână. Uitați puțin, acesta este un lămâi. Uitați câte lămâi sunt pe jos. Iar copacul este pur și simplu plin de fructe. Aici mai avem o piscină, dar din păcate nu e sezon, suntem în luna februarie, la începutul februarie și e destul de răcoare, e o zi de primăvară. Ce mai avem noi aici? E un mandarin, uitați câte fructe are și acest copac. Chiar am mâncat ieri, sunt destul de acrișoare așa, să le zic, dar sunt bune. Un copac cu fructe mici. Sunt niște mandarine chinezești sau japoneze. Ceva asiatic oricum. Iar aceasta este mașina închiriată din Las Vegas. Iar aici este Andreea. Nevasta mea din Bucovina. Iar acum a revenit cu fața și sigur vă era dor de noi. Începe aventura LA pentru că aceasta este prima noastră zi. Noi am ajuns ieri n-am mai ieșit pentru că era destul de târziu. Vreau să vă spun că uitându-mă aici la casele din jur, am observat că majoritatea sunt pe parter și sunt foarte simple și mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Adică suntem în LA. Mă așteptam să văd case din alea cu 2-3 etaje imense. Sunt foarte, foarte frumoase. Vile. Și cu foarte mult bun gust și nu au coloristică din asta exagerată, adică majoritatea sunt bej, albe, gri și un verde. Culori foarte plăcute, nu ies în evidență. Foarte frumos cartierul ăsta și îmi place, e așa feminin. Da, m-aș muta aici. Da, și eu. Ne-am mutat aici, mergem. Că singur nu aș putea. Da, ba da, ai putea. Da, azi mergem pe Walk of Fame, pe celebra stradă de aici din LA, cu numele vedetelor pe jos, pe steluțe. Și apoi la Griffith Observatory. Observatory, de unde se vede LA-ul foarte frumos și unde să vedem și semnul acela. Poate o să dau și drona. Haideți cu noi. Haide. Am intrat pe celebra Walk of Fame. Pregătiri de Oscar. Yay, ne-am teleportat, suntem aproape de Walk of Fame. Am găsit un loc de parcare, ceea ce este foarte greu în această zonă, mai ales că este închisă, deoarece urmează să aibă loc decernarea premiilor Oscar. Aici, pe Walk of Fame, strada este închisă, se fac pregătiri, pentru că azi este miercuri, iar duminica au loc premiile. Vă dați seama că e o întreagă desfășurare de forțe. Ideea este că e foarte greu să găsești parcare aici, în LA, și nu numai.
în toate orașele mari, nu ai voie să parchezi unde-i lunga roșie, pentru că se presupune că acolo intervin autoritățile, nu știu, pompierii, salvarea în caz de incendiu sau de nevoie. E accesul la hidrant. Acum am găsit un loc unde putem parca 2 ore aici, mașina gratuit, iar la câțiva metri în distanță e o parcare publică unde, atenție, ora de parcare costă $15. Da, această alee a luat naștere în anul 1953, ca și concept, ca și idee, dar, Chuck Norris, l-am găsit pe Chuck Norris, dar abia în 1958 a apărut a doua stea și din 1960 s-a perpetuat această tradiție și iată că de atunci până acum cele două alei paralele, care înseamnă de fapt Hollywood Walk of Fame, adună peste 2600 de stele din categorii diverse, cum ar fi radio, TV, teatru, muzică, film. Și sunt, atenție, și personaje fictive aici, cum ar fi Albă ca Zăpada, Shrek. Și această stradă, vă spuneam că este închisă pentru că duminică, adică peste câteva zile fix, va avea loc decernarea premiilor Oscar. O vedetă, ca să ajungă să aibă stea aici, trebuie să fie nominalizată de către fani, care desfășoară și completează tot felul de formalități. Sunt puse cap la cap, iar în cele din urmă, vedeta primește o notificare prin care trebuie să-și dea acordul ca numele ei să apară pe steaua de pe Walk of Fame. Aici vedeți diverse personaje din desene animate, din filme, inclusiv Michael Jackson. Asta e. Diversi artiști stradali. Domnul acesta face modelaj în lut. Și fix aici în față se află Dolby Theater, unde va avea loc decernarea premiilor Oscar 2020. Partea proastă știți care e? A, uită! Tocmai vă spuneam că am pierdut-o pe Andreea. Da, cam asta e atmosfera pe Walk of Fame. Și Andreea, viitoarea stea. Bam, bam. Victoria's Secret. Acesta este celebrul Dolby Theater. Deci, practic, atunci când o să vină vedetele pe covorul roșu, toate aceste perdele vor fi trase și magazinele vor fi ascunse. Și fiți atenți că acum noi suntem pe covorul roșu și gândiți-vă că în câteva zile pe aici o să treacă Will Smith, Johnny Depp, nu știu, Jack Nicholson, DiCaprio, da? Și noi călcăm fix pe covorul pe care o să calce ei. Da, în spatele lui Ion, din păcate nu avem voie să filmăm, pentru că trebuie să fim acreditați ca și jurnaliști, noi nu suntem, noi suntem vloggeri, dar undeva în spate se află intrarea principală către teatrul. Acolo unde scrie Dolby Theater. Dolby Theater, acolo practic are loc decernarea premiilor Oscar. Știm cum arată sala de la TV, bineînțeles, dar e fascinant să te afli pe scările astea pe care urcă vedetele. Așa arată un mall în LA. Haideți să vedem, poate descoperim vedete noi. Thank you. Oh. Vedeți fel și fel de personaje pe Walk of Fame. Ideea e că dacă te pozezi cu ei, trebuie să le dai ceva bani. Cam asta e. Andreea tocmai s-a speriat. Pe bune. Uitați-o pe doamna, își face selfie sus
steaua lui Kim Kardashian, care e regina selfie-urilor, regina Instagram-ului. Deci intrarea la muzeul selfie-urilor, unde regina este Kim Kardashian, costă $25 pe adult și $15 pentru un copil. Hei, Starbucks, aici am stat noi acum 2 ani, fix într-un bloc, partea stângă. Thank you! Deci, Tonito, cafeaua aceasta este în cinstea ta. Mulțumesc! Ți-am promis că beau o cafea pentru tine. Așa că intrați și pe canalul lui și dați-i subscribe. Și ca să vedeți o întâmplare foarte amuzantă și de partea mea, să spun așa, eu am cerut un caramel macchiato hot și mi-a dat cu gheață. Și în momentul în care și-au dat seama de greșeală, mi-au dat unul gratis. Adică avem și cu gheață și hot. Nice Starbucks. Nota 20, chiar super tare, nu mă așteptam. Bye. Please come back. Thank you. Dacă vă amintiți, în primul video al nostru din New York, vă povesteam de întâmplarea noastră de acum 2 ani de aici din LA. Noi am stat cazați, ați văzut, undeva aici în spate. Și prima noastră interacțiune cu SUA, cu Los Angeles, a fost foarte ciudată, în sensul că fix la un restaurant situat aici în colț, doi indivizi s-au tăiat. Și pentru noi a fost așa un început de vacanță destul de ciudat. Și suntem fix chiar în locul ăla, acum e mai chill atmosfera, nu e așa de agitată. Și nici nu e o perioadă super turistică. Da, intrați pe videoul din New York să vedeți ce am pățit noi atunci, în urmă cu 2 ani de zile. Acum 2 ani, zona aceasta, Walk of Fame, mi s-a părut banală. Mă așteptam, nu știu, la o stradă extrem de fancy, de curată, dar nici măcar, că e o alee obișnuită. Deci sunt două alei paralele, nu știu exact ce lungimeau, dar se duc până în capăt oricum. Și sunt două alei super banale, murdare, unde regăsești oameni ai străzii, unde găsești foarte multe magazine cu suveniruri, cu tot felul de chilipiruri, cu restaurante. Deci, practic, e o alee normală, doar că sunt niște stele pe ea, nimic deosebit. Deci, în spatele meu se află marea biserică scientologică, al cărui membru este Tom Cruise și e tocmai asta din spatele meu. Deci, în proiectul inițial, fiecare stea de aici, de pe Walk of Fame, trebuia să aibă câte o caricatură. Nu are caricatură, acum are doar numele și categoria din care face parte vedeta. Știți cât costă o stea de genul acesta? $40,000. În acest cost intră și întreținerea. Am găsit idolul, Hugh Hefner, uită-te puțin! Vreau să am steaua mea. Deci m-am chinuit să găsesc steaua lui Johnny Depp și am găsit-o în sfârșit. Acum de-aia n-am găsit-o. Elvis Presley și The Beatles, superstele. Gata, s-a încheiat plimbarea noastră pe Walk of Fame. Care din cele 2000, da, din cele 2600 de stele, cred că am văzut cam 1000 și ceva. Nu stăm mai mult pentru că noi avem doar 2 ore de parcare și atunci trebuie să plecăm de aici, altfel plătim. Și parcarea e scumpă aici, ați văzut că e $15 pe oră. Da. Foarte multe porțiuni cu stelele de pe Walk of Fame sunt închise și ascunse pentru că se pregătesc Oscarurile. Deci am ratat multe vedete, multe personalități. Nu l-am văzut pe Donald Trump pentru că era sub un cort. Da, o să vă placă următoarea destinație cu siguranță. Ce sare! De aici am plecat și trebuie să ajungem acolo. Acolo. Ce părere ai? Sunt curioasă cât facem până acolo. Cred că o să ne ia cam o oră cel puțin. Până unde? Până la Griffith Observatory. E unul dintre punctele noastre preferate de aici din LA, pentru că avem posibilitatea de a vedea LA-ul de sus. E foarte frumos și noaptea, cred că o să venim într-o seară. Și de acolo o să vedem și celebrul Sam
Hollywood. În curând. Superbă, cred că sunt undeva la 11 grade și te simt așa ca o zi de mai. Foarte plăcut. Am obosit puțin, dar nu e atât de solicitant pe cât aveam noi impresia. Dar e ok, o să fie super ușor când coborâm, adică o să plutim așa. Am văzut un semn care ne atenționa că există șerpi cu clopoței prin zonă. Așa că lui Ion îi tremură picioarele. Am ajuns în vârf. Cred că dacă îți bați puțin capul într-un sfert de oră ajungi aici. Inițial pare descurajant, traseul e foarte ușor, pentru că e un drum lat. Uitați. Facem un ocol și mergem pentru prima dată la Hollywood Sign. Andreea mai devreme se plângea că e greu. Se vede LA-ul în toată splendoarea lui, inclusiv oceanul în capăt. Strălucește, wow! Oh, ah, beveriță! Semnul a fost creat în anul 1923 și denumirea lui inițială era Hollywood Land. Se dorea a fi o reclamă pentru un dezvoltator imobiliar ce urma să dezvolte un cartier situat chiar după dealurile acestea unde ne aflăm noi. Și pentru că industria cinematografică a prins amploare aici în LA, cu timpul semnul acesta a devenit emblema industriei cinematografice. Se apropie. Simt așa că e călduț locul unde ne aflăm noi și că mai avem câțiva metri și ajungem la Hollywood Sign. Ion, mergi cam pe margine, nu ți se pare? Nu. Gata, am ajuns la semnul Hollywood, dar o să ne oprim aici pentru că este ora 4 după amiaza și vrem să ajungem și la Griffith Observatory, să vedem LA-ul de sus ziua, poate prindem și noaptea și apoi să coborâm pe jos. Ne oprim aici, traseul continuă în partea dreaptă și cred că mai durează cel puțin 30 de minute. Ne mulțumim cu această priveliște, am ajuns unde trebuie. Wow. Da, se vede în spatele nostru. Data trecută n-am avut acest privilegiu și am fost doar la Griffith Observatory. Se vede și de acolo, da, destul se vede, de bine, dar da. E distanța mai mare. Emblema LA-ului, emblema Hollywood-ului, clar. Am ajuns la Griffith Observatory. Și dacă vă amintiți filmele alea americane când el o aduce pe ea într-o decapotabilă deasupra orașului, aici se întâmplă acțiunea. Și inclusiv La Land a fost filmat aici, pentru că de aici se vede orașul în toată splendoarea lui. Griffith Observatory este un observator astronomic ce a fost construit în anul 1935 la o altitudine de 300 de metri și care oferă o panoramă asupra orașului impresionant. O să vedeți imediat imaginile cât de frumos se vede orașul de sus. Adică surprinde tot. Beverly Hills, Santa Monica, downtown-ul se vede superb. Acest observator se numește Griffith pentru că poartă numele colonelului care a donat. În interior pot fi admirate expoziții și există și un planetariu. Foarte interesant. Și aici îți măsoară temperatura dacă stai. Da, primele modele de telescoape. Priviți cum arată primul telescop din lume. E aparținut lui Galileo Galilei și a fost creat în 1609. Da, intrarea este liberă aici. Da. Uitați, acesta este Tesla Coil, un sistem revoluționar care dorea eliminarea firelor și transmitea energie electrică fără fire, wireless. Three, two, one.
Funcționează cu magneți. Fazele lunii, uite luna. Și cam care e principiul. Aici, day and night. Imagini live cu soarele, uitați cum arată soarele în momentul ăsta. Bine. Foarte interesant. Ah, te uiți, bași pe aici, soarele se reflectă de sus de acolo. Uitați, soarele vine din tavan, în această gaură. Ia să ne uităm noi. Noi ne retragem acum la mașină și vrem să vă spunem că ne-a plăcut enorm de mult această experiență. Noi mai avem puțin și ajungem la mașină. Vreau să vă arătăm și vouă. Să auziți liniștea, da, și fața verde a LA-ului. Foarte fain. E un aer curat, așa, nu poluare. Te simți ca la munte. Da, ca la România, la țară. Am ajuns la mașină într-un final. Suntem rupți de oboseală, primul mă dur picioarele. Asta i-a spuneam Andrei și râde de mine. Așa că mergem acum să cumpărăm ceva de mâncare sau să mâncăm undeva, iar apoi mergem la somn. Goodbye! A fost o zi extraordinară aici în LA și am intrat așa puțin în spiritul ăsta de sărbătoare, în spiritul ăsta de Hollywood, să-i spunem. Și mâine ne așteaptă o nouă aventură pentru că vrem să descoperim tot ce se poate aici în LA. Nu vrem să ratăm nimic. Noapte bună, nu uitați să vă abonați la canal, dați-ne like sau unlike, ce vreți voi, lăsați-ne un comentariu, ce alte idei de vloguri mai aveți de aici din state, orice, lăsați-ne un comentariu și cu siguranță o să vă răspundem. Noapte bună!